of sand was five. Out of sand, 21 and 2. S-au întors inimile, arivezi deja! Și Smiley! Și Horia Rol! I just broke my heart in two, trying to save part of you. Don't want to feel another touch. Don't want to start another fire. Mulțumesc tare! Mulțumesc frumos! O să mă bag, dacă îmi permiteți. Îl știi? Da. El nu știe pe toată lumea. El este Johnny Bădulescu. Hello! Este din Mioveni. Are 25 de ani. 25. Așa sunau prezentările lui în festivaluri pe vremea când participam împreună. El împreună cu Alessandra, care ne ia ajutor în sezonul ăsta de Vocea României, erau cele mai bune voci din concursuri, cei mai premiați copii. Eu nu eram ca ei, nici pe departe. Johnny, am stat în picioare în semn de respect și în semn de mulțumire că ești aici. Mulțumesc și să tare. Știi că din când în când mi s-au muiat genunchii, nu? Că acum am te mai respect. Și mie stai liniștită. Din când în când, amintindu-mi de perioada aia, mă gândesc ce mai faci, mă întreb ce mai faci. Cred că există un moment pentru fiecare și tare mi-ar plăcea ca momentul tău să fie, să înceapă de acum la Vocea României și să te știi o țară întreagă pentru cât de bun ești. Îți apreciez mulțumesc tare mult, îți mulțumesc din suflet. Mă bucur mult. Înseamnă tare mult, sincer. Nu contează ce, pentru mine înseamnă. Păi băi, Johnny. Au. Tu ești din Mioveni. Vecini acolo. Așa. Așa. Și până acum n-ai ajuns la mine? N-am, din păcate, dar nu e timpul pierdut. E ciudat că n-am aflat de tine până acum. Eu am aflat de tine. Da. Și mă bucur foarte tare că ai venit. Și eu mă cânti bucur fantastic, mult. Ai o voce superbă. Mulțumesc tare. Și mi-aș dori foarte tare să te am în echipa mea. Ești genul de voce masculină cu care îmi place să lucrez. Mă bucur tare, mulțumesc, apreciez tare mult. Johnny, în primul rând vrem să-ți mulțumim că ai venit la concursul suprem Vocea României. Ne bucurăm mult că ești aici, că avem șansa să auzim voci ca tine. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu vocea ta în echipa mea. Și acum, după ce te-a lăudat și te-a îndoresc și mai mult, eu am apăsat prima pentru că eu ți-am dat credit din prima. Eu am auzit o voce care m-a inspirat. Mulțumesc tare, mulțumesc mult, apreciez. Bravo, Ion. Mă întreb dacă mai am vreo șansă să te conving sau ce aș putea să spun ca să te conving că eu vin dintr-o generație care n-a fost la concursuri, că n-am avut. N-am avut concursuri și mi-era și frică. Eu n-aș veni la un concurs ca Vocea României. Mi-e frică și de asta multe lucruri le-am făcut singur și am avut norocul să întâlnesc niște oameni și cred că în întâlnirile sunt foarte importante în viață, care să mă ajute așa șontâc șontâc să construiesc o carieră, atât în teatru cât și în muzică. Și o mamă. Eu lui maică mi-ai datorez foarte mult. Și eu, și eu, și eu. E important. E cu mine aici și... Mă pupăm! Împărtășim aceleași gânduri. Absolut. Colega lui mamă, de scaun. Cred că e confortabil să știi că o colegă de suferință în concursurile de muzică e alături de, ar putea să fie alături de tine pe parcursul show-ului ăsta. La fel un vecin cu o geografie proximală, dar și un...
producător de succes, această tânără prințesă... Era vorba de Sir Smiley. Au. Sunt un producător nu de succes. Și nu știu ce aș putea eu să spun, să-ți ofer decât un parcurs pentru o voce memorabilă. Vocea ta este memorabilă. Niște piese, niște piese bine alese și mai ales niște principii profesionale. Eu nu te cunosc, dar lângă mine se află una dintre cele mai sincere, autentice artiste din România. Tot ce a făcut ea în ultima vreme a propulsat-o pentru că lumii îi place autenticitatea. Dacă vrei să înveți, pentru că nu v-ați mai văzut de mult timp, dacă vrei să vezi ce s-a întâmplat cu ea, te invităm în echipa mea, plus că în echipa noastră. De acum 30 de ani de când am intrat pe un televizor, am văzut foarte multe schimbări, de la președinți până la cântăreți, și cred că aș avea ceva sfaturi foarte bune pentru tine, pentru că nu mi-e străină vocea României, din contră o iubesc și cred că prin toată dragostea noastră te putem duce până în finală. Mulțumesc tare, mulțumesc frumos! Johnny, vino mă să întregim gașca aici. Dar de ce să meargă cu trecutul când poate să meargă cu viitorul? Păi tocmai, nu, habar n-ai ce poate să iasă. Eu cred că e un moment destul de greu pentru el oricum. Așa că hai să-l lăsăm să aleagă. Hai, Johnny. Mi-e greu de nu mai pot. Îmi place câte ceva din fiecare. Dar dacă trebuie să aleg, o să merg pe dorința și instinctul pe care l-am avut inițial. Așa că, Teo, te-ai pregătit cu mine. Bravo, mă, Johnny, mă! Băi, la pachet, băi, și pe mine. Hai, pupați-vă, prețițați. Ce să zic, am avut emoții mari. Urmăriți emisiunea Surpriză, Surpriză. Bravo, Teo. Chiar așa, mă, nu mai contează de lucru că suntem din aceeași zonă. Că, na, suntem oarecum concetățeni, așa, nu? Eu încă mai am buletin de Pitești. 2, 3 și... Johnny! 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 M-a emoționat foarte tare prezența lui Johnny pe scenă. E foarte greu în industria asta să răzbești. Și e o chestie și de moment că nu ne sincronizăm toți în același timp, chiar dacă am plecat toți deodată. Și înaintea mea a reușit, uite, de exemplu, Nicole Sherry. Am 14 ani era cu... Ea a început și a și bubuit totodată. Da. Eu am început și am bubuit, m-am și fusei de când am bubuit. Înțelegi? Adică procesul a fost cu totul diferit. Și despre asta aș vrea să vorbesc, că nu parcurgem toți același drum. Și mie tare mi-e frică ca unul dintre colegii mei și oamenii talentați cu care am pornit la drum când eram cu toții mici, să nu cumva să renunțe pe parcurs. Știi că tu poți să continui să cânti, dacă în sufletul tău ai renunțat, ăla nu mai e cântat. Ăla ești un mort viu. Asta era imaginea și acum vreo... câți ani? 10. 10, 15 ani. Așa erați acum 10 ani? În formula asta, doar că... Eu eram ultima din rând. Eram cea mai mică și... Ceea ce e important, pe vremea când erați voi mici, vă uitați la televizor și pe cine vedeați? Pe Horia Brenciu. Afară! La revedere, noapte bună! Mersi, lui Johnny! Johnny a cântat cu tot sufletul lui la Vocea României. Mi-am dat seama că e într-un punct foarte sensibil în care își dorește să reușească mai repede pentru că crede că s-ar putea să fie târziu. Și el trebuie să înțeleagă că târziu nu e niciodată, că nu hotărâm noi când e momentul nostru. Și mi-e frică să nu vadă ăsta ca pe un ultim tren așa pe care îl ia. Pentru că n-are cum să fie ultimul tren al lui. Trebuie doar să te relaxezi, să te așezi așa, să-ți bași picioarele și să faci ce-ți place ție mai mult, să faci sincer. Oamenii se adună în jurul tău în momentul în care ai dat tot la o parte și nu te mai uiți niciun fel la nimeni, toată lumea e ok așa cum e, nu-ți mai faci îi oprești pe toți și stați, pot să vă cânt ceva.